Bun găsit, vă spun din nou pe canalul Îngrijirea Florilor, sunt Oana Matei. Vorbim astăzi despre o operațiune esențială pentru dezvoltarea frumoasă a unei mușcate, despre ciupiri. Sunt operațiuni delicate pe care le facem când planta este mică pentru a obține o plantă stufoasă, ramificată și, evident, plină de flori, pentru că ăsta este scopul nostru. Am transplantat mușcatele cu ceva vreme în urmă și v-am arătat cum îngrijim mușcatele mici. Puteți găsi filmulețul aici pe canalul de YouTube. Am așteptat o perioadă după ce le-am transplantat să putem să facem ciupirile, pentru că trebuie să lăsăm planta să se acomodeze după transplantare, să treacă peste șocul schimbării mediului, ca să putem să o ciupim. A trecut perioada, acum e momentul. Aceasta este mușcata pe care vreau să o ciupim astăzi. Este o operațiune care constă în îndepărtarea vârfului de creștere. Da? Este acest vârf foarte tânăr. Operațiunea se face în momentul în care planta este mică și lăstarii sunt foarte fragezi, verzi, până să înceapă să se întărească, să se lemnifice. Putem să îndepărtăm vârful de creștere pur și simplu cu unghia sau cu o foarfecă bine ascuțită și e bine să o dezinfectăm înainte. Atât. Atât durează să facem ciupirile. Sunt foarte multe beneficiile însă pentru plantă, pentru că din locul unde am făcut aceste ciupiri, vor porni noi creșteri pentru că se dezvoltă mugurii laterali. Da? Am să ciupesc fiecare lăstar al plantei ca să se poată ramifica. Și am să vă arăt și ce se întâmplă după, pentru că, da, aici este o plântuță care a fost deja ciupită, vedeți, vârful aici a fost îndepărtat. Iar din locul lui au pornit deja, sunt doi lăstari. Acești doi lăstari, după ce vor crește puțin, se pot ciupi din nou. Și din nou se vor ramifica fiecare. Asta înseamnă mai multe flori, pentru că pe fiecare vârf de creștere vom avea buchetele de flori de mușcată. Există, dacă vreți, un inconvenient al acestei ciupiri, faptul că planta înflorește puțin mai târziu, pentru că odată cu îndepărtarea vârfului de creștere se îndepărtează și bobocul care se va forma aici în vârf. Însă se vor forma mai mulți boboci ulterior, pentru că avem mai mulți lăstari și evident crește și perioada de înflorire, pentru că prin ciupiri repetate nu-i așa, eșalonăm înflorirea mușcatei. Nu exagerăm nici cu această operațiune. Două, maxim trei ciupiri sunt suficiente pentru ca să dăm posibilitatea plantei să se și dezvolte. În lipsa acestor operațiuni, plantele devin inestetice. Se alungesc, e adevărat, cresc mai repede, pentru că vom avea un băț lung cu frunze, mai mult sau mai puține, cu flori în vârf. Atât. Putem să remediem ulterior prin tăieri, dar cel mai bine este să intervenim de la început, când planta e mică. Sunt Oana Matei, vă aștept întrebările aici pe canalul Îngrijirea Florilor, vă aștept și pe Facebook în comunitatea Îngrijirea Florilor și pe site-ul nostru www.îngrijiraflorilor.ro.